Victor Hugo, Mizerabili, volumul 1, partea a doua, Cosette, cartea a treia, Îndeplinirea făgăduielii făcute moartei, capitolul 9, Thénardier la lucru. A doua zi dimineața, cu cel puțin două ceasuri înainte de a se lumina de zi, Thénardier stătea la masă lângă o lumânare în sala scundă a cârciumii, cu o pană în mână, și întocmea socoteala călătorului cu redingotă galbenă. În picioare, aplecată pe jumătate asupra lui, nevastă sa-l urmărea din ochi. Nu schimba o vorbă, de o parte era o cugetare adâncă, de alta acea admirație religioasă cu care privești cum se naște și se desăvârșește o minune a minții omenești. În casă se auzea un zgomot. Ciocârlia mătura scara. După mai bine de un sfert de ceas și câteva ștersături, Thénardier dădu la iveală această capodoperă. Socoteala domnului de la numărul 1, cina 3 franci, odaia 10 franci, lumânarea 5 franci, focul 4 franci, serviciul 1 franc, total 23 de franci. Serviciul era scris sirvici. 23 de franci, rosti nevasta, cu un entuziasm amestecat cu oarecare șovăială. Ca toți mari artiști, Thénardier nu era mulțumit. Făcu el. Avea accentul lui Kestelrai când redacta la Congresul de la Viena lista datoriilor pe care avea să le plătească Franța. Ai dreptate, domnule Thénardier, e datornicul nostru, murmură nevasta care se gândea la păpușa dăruită Cosetei în fața fetelor ei. De drept, e drept, dar e mult. Nu o să vrea să plătească. Thénardier dădu drumul râsului său rece și spuse, o să plătească. Râsul acesta era semnul suprem al siguranței și autorității. Trebuia să fie așa cum spune el. Nevasta nu mai stărui, începu să rânduiască mesele. Bărbatul său umbla în lungul și în latul sălii. După o clipă adăugă, doar și eu sunt dator 1500 de franci. Se duse și se așeză lângă vatră, pe gânduri, cu picioarele pe cenușa caldă. Aha, urmă femeia, n-ai uitat că azi o dau afară pe Cosette? Ce mai spurcăciune! Îmi mănâncă bojocii cu păpușa ei. Mai bine m-aș mărita cu Ludovic al XVIII-lea decât să o mai țin o zi în casă. Thénardier își aprinse pipa și între două fumuri îi răspunse să-i dai omului socoteala. După asta ieși. Abia făcuse câțiva pași și călătorul intră. Thénardier apăru numai decât în spatele lui și rămase neclintit în ușa întredeschisă, în așa fel încât nu-l vedea decât nevastă sa. Omul în galben ținea în mână toiagul și pachetul. V-ați culat așa de devreme, spuse doamna Thénardier, nu cumva ne părăsiți? În timp ce vorbea astfel, răsucea încurcată socoteala în mână și o zgâria cu unghiile. Fața ei aspră luase o înfățișare care era neobișnuită, desfială și rămușcare. Îi venea greu să prezinte o astfel de socoteală unui om care arăta atât de mult a sărac. Călătorul părea preocupat și cu gândul aiurea. Da, doamnă, răspunse el, plec. Așadar, urmă ea, n-ați avut treburi la Montfermeil? Nu, sunt numai în trecere pe aici. Atât. Doamnă, întrebă el, ce vă datorez? Doamna Thénardier îi întinse fără să răspundă socoteala. Omul despături hârtia, se uită la ea, dar era vădit că se gândea într-altă parte. Doamnă, reluă el, câștigați bine la Montfermeil? Așa și așa, domnule, răspunse Thénardiera, uimită că nu vedea nicio izbucnire. Apoi urmă cu un accent plângăreț și nenorocit. Vai, domnule, vremurile sunt așa de grele și avem așa de puțini oameni cu stare prin partea locului. Cum vedeți, e lume proastă. Dacă n-am avea pe aici pe colo călători darnici și bogați ca dumneavoastră. Avem atâtea poveri. Uite, fetița asta ne costă ochii din cap. Care fetiță? Fetița pe care o știți, Cosette, Ciocârlia, cum mi se spune pe aici. A, da, spuse omul,
Ea vorbi mai departe. Ce proști sunt țăranii cu poreclele lor. Seamănă mai degrabă cu un liliac decât cu o ciocârlie. Vedeți, dumneavoastră, noi nu cerem de pomană, dar nu putem face pomeni. Nu câștigăm. Nu câștigăm nimic și avem de plătit cu nemiluita. Dările, impozitele, ușile și ferestrele, adiționalul. Știți și dumneavoastră că stăpânirea ne cere foarte mulți bani. Pe urmă am și eu fetele mele. N-am nevoie să mai hrănesc și copilul altora. Omul vorbi cu o voce pe care se silea să o facă nepăsătoare, dar care tremura. Și dacă v-ar scăpa cineva de ea? De cine? De Cosette? Da. Fața roșie, mânioasă, a cârciumăresei se lumină de o bucurie hâdă. Vai, domnule, dragă domnule, luați-o, păstrați-o, duceți-o, țineți-o, îndulciți-o, împănați-o, beți-o, mâncați-o și Maica Domnului să vă binecuvânteze cu toți sfinții din rai. S-a făcut. Adevărat? O luați cu dumneavoastră? O iau. Îndată? Îndată. Chemați copilul. Cosette, strigă Thénardier. Până atunci, urmă omul, să vă plătesc ce datorez. Cât e? Aruncă o privire peste socoteală și nu-și putu opri un gest de uimire. 23 de franci. Se uită la cârciumăreasă și spuse din nou. 23 de franci? În felul cum repetase aceste câteva cuvinte, se simțea accentul care desparte semnul exclamării de acel al întrebării. Doamna Thénardier avusese vreme să se pregătească pentru a rezista loviturii. Răspunse sigură de ea. Păi da, domnule, întocmai 23 de franci. Străinul puse pe masă 5 monede de câte 5 franci. Căutați fetița, spuse el. În clipa asta, Thénardier păși până în mijlocul sălii și spuse: domnul nu datorează decât un franc și 30 de centime. Un franc și 30 de centime, strigă femeia. Adică un franc pentru o daie și jumătate pentru cină. Cât privește fetița, vreau să stau nițel de vorbă cu domnul. Lasă-ne singur, nevastă. Thénardier a amuțit deodată, izbită de fulgerele geniului, simți că intră în scenă actorul cel mare. Nu scoase o vorbă și ieși. De îndată ce rămaseră singur, Thénardier întinse călătorului un scaun. Călătorul se așeză. Thénardier rămase în picioare și fața lui luă o înfățișare ciudată de cum se cădenie și simplicitate. Uite, domnule, zise el, am să vă spun adevărul. Pe copilul ăsta eu îl ador. Străinul îl privi țintă. Pe care copil? E caragios, urmă Thénardier, dar după un timp te legi. Ce înseamnă toți banii ăștia? Luați-vă înapoi monedele de 5 franci. O ador pe fetița asta. Pe cine? Întrebă străinul. Ei, pe micuța Cosette. Nu ziceați că vreți să ne luați? Ei, uite, vă vorbesc deschis, așa cum se vorbește cu un om cinstit ca dumneavoastră. Nu pot să mă învoiesc. Fetița asta o să-mi lipsească. Am văzut-o de când era mică. E adevărat că ne costă parale, e adevărat că are cusururi, e adevărat că nu suntem bogați. E adevărat că am cheltuit mai bine de 400 de franci pe doctorii numai pentru una din bolile ei. Dar tot trebuie să faci ceva și pentru Dumnezeu din cer. N-are nici tată, nici mamă. Eu am crescut-o. Am de mâncare și pentru ea și pentru mine. De fapt, țin la copilul ăsta. Mă înțelegeți dumneavoastră, până la urmă te prinzi. Eu sunt un om cum se cade, nu judec. O iubesc pe micuța asta. Nevastă mea e o fire iute, dar și ea o iubește. Vedeți, e ca și cum ar fi copilul nostru. Îmi place să-mi gângurească prin casă. Străinul îl privea țintă mai departe, celălalt urmă. Iertați-mă, îmi pare rău, domnule, dar nu-ți dai copilul unui trecător. N-am dreptate? Afară de asta, nu zic, sunteți bogat, păreți un om foarte cum se cade. Poate că e pentru fericirea ei, dar ar trebui să o știu și eu. Pricepeți? Să ne închipuim că aș lăsa-o să plece și că m-aș sacrifica. Ei bine, aș vrea să știu unde merge, n-aș vrea să o pierd din ochi, aș vrea să știu la cine stă,
ca să vin din când în când să o văd, să știe și ea că tăticul care a hrănit-o e și el acolo, că veghează asupra ei. În sfârșit, sunt unele lucruri cu neputință. Nu știu nici cum vă cheamă. Să zicem că dumneavoastră ați luat-o și eu aș spune bine. Unde s-a dus ciocârlia? Ar trebui să văd măcar o hârtiuță oarecare, niște acte, ceva, nu-i așa? Străinul, fără a înceta să-l privească cu acea căutătură care merge, ca să spunem așa, până în fundul conștiinței, îi răspunse cu o voce gravă și hotărâtă. Domnule Thénardier, n-are nimeni nevoie de acte ca să meargă la 5 leghe depărtare de Paris. Dacă o iau pe Cosette, o iau și gata. N-ai să știi nici cum mă cheamă, nici unde locuiesc, nici unde o duc și intenția mea e să nu te mai văd, să nu te mai vadă niciodată. Rup sfoara care o leagă de picior și se duce. Îți convine? Da sau nu? Așa cum diavolii și spiridușii simțeau după unele semne prezența unui zeu superior, Thénardier pricepu că avea de-a face cu cineva foarte tare. Avu un fel de intuiție, pricepu acest lucru cu repeziciunea lui limpede și pătrunzătoare. În ajun, în vreme ce bea cu căruțașii, în vreme ce fuma, în vreme ce cânta cântece cu haz, își petrecuse seara privindu-l cu atenție pe călător, pândindu-l ca o pisică, studiindu-l ca un matematician. Îl spionase în taină, pentru el însuși, pentru plăcerea lui și din instinct și îl pândise ca și cum ar fi fost plătit pentru așa ceva. Nu-i scăpase niciun gest, nici o mișcare a omului cu haina galbenă. Chiar înainte ca omul să fie arătat vreun interes pentru Cosette, Thénardier îl ghicise. Surprinsese privirile cercetătoare ale bătrânului care se întorceau mereu asupra fetiței. Pentru ce interesul acesta? Cine era omul acela? De ce era îmbrăcat atât de prost când avea atâta bănet în pungă? Întrebări pe care și le punea fără a găsi deslegare și care îl necăjeau. Se gândise toată noaptea. Nu putea să fie tatăl Cosetei. Poate că era vreunul dintre bunici. De ce atunci nu spunea de la început? Când ai un drept, îl arăți. Fără îndoială că omul acesta nu avea niciun drept asupra Cosetei, atunci cine era? Thénardier se pierdea în presupuneri, întrezărea totul, dar nu vedea nimic. Despre orice ar fi fost vorba, în clipa în care începuse să stea de vorbă cu omul, se simțise tare, deoarece era sigur că la mijloc e o taină și că omul avea tot interesul să rămână în umbră. Dar după răspunsul limpede și hotărât al străinului, când văzu că personajul acesta misterios era misterios într-un fel atât de simplu, se simți slab. Nu se aștepta la așa ceva. Presupunerile îi se risipiră, își adună gândurile, cântări totul într-o clipă. Thénardier era unul din acei oameni care judecă o situație dintr-o privire. Socoti că era momentul să meargă drept la țintă și repede. Făcu așa cum fac mari căpitani în clipa hotărătoare de care își dau seama numai ei. Luă taurul de coarne. Domnule, spuse el, îmi trebuie 1500 de franci. Străinul scoase din buzunar un pormoneu uzat de piele neagră, îl deschise și trase dinăuntru 3 hârtii pe care le puse pe masă. Puse degetul cel mare pe ele și îi spuse cârciumarului, adă-o pe Cosette. Ce făcea în vremea asta Cosette? De cum se trezise, Cosette dăduse fuga la papuc. Găsise în el o monedă de aur. Nu era un Napoleon, ci una dintre acele monede de 20 de franci nou-nouțe ale restaurației, pe efigia cărora codița prusacă înlocuise coroana de lauri. Cosette fu orbită. Destinul începea să o amețească. Nu știa ce va să zică o monedă de aur, nu văzuse așa ceva niciodată. O ascunse repede în buzunar, ca și cum ar fi furat-o. Simțea totodată că ea ei, ghicea de unde venea darul, dar bucuria pe care o avea era plină de frică. Era mulțumită. Era mai cu seamă uimită. Lucrurile astea atât de minunate și de frumoase nu-i păreau adevărate. Păpușa o speria, moneda de aur o speria, tremura nițel în fața acestor măreții. Numai străinul n-o făcea să tremure, dimpotrivă îi dădea curaj. Din ajun, printre toate clipele de uimire, prin somn, mintea ei de copil se gândea
la omul acela care părea bătrân, sărac și atât de trist și care era cu toate astea atât de bogat și de bun. De când îl întâlnise în pădure, totul îi se părea schimbat. Cosette, mai puțin fericită decât cea mai mică dintre păsările cerului, nu știuse niciodată ce înseamnă a fi ocrotit în umbra mamei și sub o aripă. De 5 ani, adică de când putea ține minte, beata fetiță tremura și clănțănea. Fusese întotdeauna goală goluță sub vântul cel aspru al durerii. Acum îi se păru că e îmbrăcată. Altădată simțea că era frig în suflet, acum era cald. Parcă nu-i mai era atât de frică nici de tenardieră. Nu mai era singură. Avea pe cineva alături. Se apucase de lucru fără zăbavă, ca în fiecare dimineață, se juca cu moneda de aur pe care o avea la ea în același buzunar al șorțului, de unde îi căzuse în ajun moneda de 75 de centime. Nu îndrăsnea să o atingă, dar pierdea câte 5 minute ca să o privească, trebuie să o mărturisim cu limba scoasă. Când mătura scara, se oprea, rămânea pironită locului, uitând de mătură și de lumea întreagă, ocupată să se uite la steaua care strălucea în fundul buzunarului. Tenardiera ieși în cale în timpul unei astfel de contemplări, plecase să o caute la porunca bărbatului ei. Lucru nemaipomenit, nu-i dădu nicio palmă și nu-i spuse nicio vorbă de ocară. Cosette, grăia aproape cu blândețe, vino repede. După o clipă, Cosette intra în sala cea scundă. Străinul luă pachetul pe care l-adusese și îl desfăcu. În pachet era o rochiță de lână, un șorț, o cămașă, o fustă, un șal, ciorapi de lână, pantofi, cu alte cuvinte tot ce trebuia unei fetițe de 8 ani. Toate erau negre. Fetițo, spuse omul, ia asta și du-te de te îmbracă, repede. Se lumina de ziua când locuitorii din Montfermeil, care începeau să-și deschidă porțile, văzură trecând pe șoseaua Parisului un om prost îmbrăcat care ținea de mână o fetiță în doliu cu o păpușă mare și frumoasă în brațe. Se îndreptau spre livrii. Erau omul nostru și Cosette. Pe el nu-l cunoștea nimeni, iar pe Cosette, pentru că nu era în zdrențe, nu mai recunoscură mulți. Cosette pleca. Cu cine? Nu știa nici ea. Încotro? N-avea habar. Nu înțelegea decât că lasă în urma ei cârciuma celor 2 tenardieri. Nimeni nu se gândise să și-a rămas bun de la ea și nici ea să și-a rămas bun de la cineva. Pleca din casa aceea urâtă de toți și urându-i. Beata făptură blândă a cărei inimă fusese atât de otrăvită. Cosette pășea cu seriozitate, deschizând ochii mari și uitându-se la cer. Își pusese Ludovicul de aur în buzunarul șorțului nou. Se apleca din când în când și-și arunca ochii spre el, apoi se uita la omul cu care era, se simțea parcă alături de bunul Dumnezeu.